Primăria municipiului Slatina a demarat o amplă campanie de împădurire a orașului. Cei peste 1000 de arbori vor fi distribuiți pe raza întregului oraș. O parte dintre aceștia au fost deja plantați pe străzile Cireașov, Văilor, Cuza, Vodă, Crișan, acțiunea fiind în plină derulare în alte zone ale orașului. Actuala administrație a decis să demareze probabil cea mai amplă campanie de împădurire efectuată pe raza orașului în ultimii cel puțin 7 ani. În acest sens au fost achiziționați un număr de aproximativ 1000 de puieți de copaci din speciile frasin, platani și arțari verzi, respectiv arțari roșii, ceea ce este o premieră cel puțin în Slatina. Scopul final al campaniei de împădurire este acela de a îmbunătăți aspectul vizual al orașului și obținerea unui ambient mai plăcut pentru comunitate. De asemenea, calitatea aerului din Slatina se va îmbunătăți considerabil. S-a început cu aliniamentul stradal, se va continua apoi cu străzile adiacente și ulterior, în ultima etapă, se va pătrunde în cartiere unde, așa cum a precizat, se vor planta acești puieți în zonele unde este necesar. Campania de împădurire se derulează prin intermediul firmei care și-a adjudecat concesionarea serviciilor de întreținere a spațiilor verzi. Acțiunea fiind planificată, se încheia luna aceasta. Valoarea contractului se ridică la circa 88.000 de lei cu TVA.